Vă salut! Vă mai aduceți aminte de bomba de nădire pe care v-am prezentat-o într-un film de-al meu acum 2-3 săptămâni? Ei bine, astăzi vreau să vă prezint o altă metodă de nădire, mult mai simplă și foarte ieftină chiar. Mai exact, o catapultă pentru lansetă. Cum se face această catapultă? În primul rând, o să aveți nevoie de o bucată de hârtie de matematică cu pătrățele, pe care o să desenați, o să desenăm împreună, de fapt, un trunc de piramidă. Trageți un ax așa vertical, ghidându-vă după liniile de pe foaia de matematică. Dimensiunile acestui trunc de piramidă sunt 3 jumate la bază, deci în partea de jos, 2 jumate la partea de sus și înălțimea va fi de 8 cm. După cum vedeți, eu am trasat trunchiul de piramidă într-o parte a acestui pătrat de hârtie, pentru că urmează să îndoim hârtia, așa o vom da în două, ca să obținem două bucăți simetrice dintr-o singură decupare. Porțiunea asta de sus de aici, dacă doriți, puteți să o lăsați așa dreaptă, nu contează prea mult, sau dacă doriți să faceți ceva mai artistic, puteți să o și rotunjiți așa frumos. Înțelegeți ce zic, da? Urmează, evident, să decupăm. Pe lângă cele două bucăți de hârtie, o să mai aveți nevoie și de un bidon de plastic de 5 sau de 6 litri, căruia, pentru început, o să-i decupăm partea de deasupra, gâtul, ca să zic așa, la o distanță de aproximativ 10 cm de măsurați de aici, de la capac. După ce ați decupat partea de sus a bidonului de 5 sau de 6 litri, luați bucățelele astea de hârtie și lipiți-le cu scoci în părți diametral opuse, așa, și pentru a reuși acest lucru la marele fix, ghidați-vă după liniile astea, nu știu dacă se văd pe cameră, sunt niște linii fine aici de îmbinare între cele două jumătăți ale sticlei atunci când a fost turnată. Deci e una aici, se vede, eu văd foarte bine, și una pe partea opusă. După ce ați lipit bucățile de hârtie pe sticlă, puteți să marcați conturul cu un marker dacă doriți, sau puteți să lăsați și așa. Aveți grijă că aici, în partea de jos, să faceți așa, o trecere cumva rotunjită, așa, între hârtie și bucata care o să rămână din sticlă. Nu e obligatoriu, dar e mai frumos așa. Dacă ați urmărit cu atenție instrucțiunile pe care vi le-am dat până acum, trebuie să fie ajuns și dumneavoastră în același punct ca și mine. Adică aveți așa un gât de sticlă cu tot ce e pe el, cu dop, cu mâner, așa, și cu două urechiușe, exact ca iepurașul de Paște. Că tot vine Paștele, da? Bineînțeles, nu avem nevoie de dop și de mâner, așa că o să le îndepărtăm folosind un cutter sau, pur și simplu, extrăgându-le de aici. În continuare vom avea nevoie de o bucată de polistiren extrudat, mai exact un pătrat cu latura de 10x10, în mijlocul căruia va trebui să decupăm o gaură. Gaura trebuie să fie un pic mai mică decât diametrul exterior cu tot cu filete al gurii sticlei. Și pentru asta o să punem sticla într-o poziție centrală, așa, și există două metode, ori o presați și o rotiți, așa cum fac eu acum, ca să rămână o indentație pe spumă, pe polistiren. Se vede, ori puteți să folosiți un marker pentru treaba asta. Decupați această rondea cu grijă, cu ajutorul unui cutter, verificând în permanență
ca diametrul ei să nu depășească diametrul gurii sticlei, da? În momentul în care se sesizească gura sticlei începe să pătrundă în polistiren și o să vă dați seama de acest lucru după șanțurile care rămân imprimate de la filetul sticlei de aici. Scoateți de șurba sticla, ungeți gâtul sticlei, porțiunea asta aici, până la crestătura asta, până la dunga asta, nu știu cum se zic, așa, ungeți cu un adeziv, cu oxipol sau cu superglu. După care înfiletați rapid bucata de polistiren pe gura sticlei. După ce adezivul s-a uscat, fasonați în continuare bucata de spumă pe rotund, așa, trebuie să facem așa ca un inel. Folosiți în acest scop un cater și șmirgă. În cazul că vă întrebați ce rol are acest inel din polistiren, trebuie să vă spun că ajută mult la recuperarea catapultei. Deci, după lansarea bulgărului de nadă, deci după ce bulgărul de nadă pleacă din cupa catapultei, ca să zic așa, aceasta aterizează pe apă și polistirenul ăsta o ține la suprafață, făcând recuperarea mult mai ușoară și evitând în acest fel și agățăturile care eventual există în zonă. Puteți să folosiți catapulta și fără polistiren, însă trebuie să fiți un pic mai iuți de mână. Pentru legarea catapultei vă recomand să folosiți un fir gros, respectiv 0,60-0,80, chiar un milimetru, nailon sau textil, ce aveți la mână. O să vă trebuiască o bucată cu lungimea de aproximativ 1 metru, 1 metru și 20. O să vă arăt acum cum se fixează firul ăsta pe catapultă. Ghidându-vă după linia despre care v-am spus la început, unde se îmbină cele două jumătăți ale bidonului, ale sticlei, faceți patru găuri cu ajutorul unui vârf ascuțit la distanță de aproximativ un centimetru, deci două grupate așa la capătul ăsta și încă două tot așa la distanță de un centimetru în partea opusă. După ce ați terminat cu găurile, luați firul, îl introduceți, așa cum vă arăt aici, prima dată, din partea asta, dinspre exterior, spre interior, prima gaură de sus, vă întoarceți cu el prin a doua gaură, așa, vede, treceți iarăși prin următoarea, în direcția opusă, și iarăși înapoi, prin ultima gaură. Dacă se observă acum mai bine așa în poziția asta. Lăsați o bucată suficient de lungă aici. Luați pe rolă, așa cum v-am zis, o bucată de destul de lungă, aproximativ un metru. Faceți același lucru și cu celălalt capăt. Lungimea acestui fir cu care catapulta va fi fixată de lansetă, de firul lansetei, trebuie să fie destul de mare, undeva la 30-40 de centimetri. Trebuie să intre în cadru, acum vedeți cât este de lung firul ăsta. Eu o să-l fac totuși ceva mai mic ca să-l vedeți. Bun. La capătul ăsta de aici
O să facem următoarea șmecherie, ca să zic așa. Deci faceți o buclă răsucită de două ori sau de care vă doriți dumneavoastră, pur și simplu o buclă. Strângeți bine bucla asta. Așa, tăiați excesul de fir. Faceți același lucru și în partea cealaltă. Acum, pentru a finaliza catapulta, pur și simplu faceți un laț cu ajutorul acestei bucle. Îl treceți peste polistiren aici. Îl lăsați să-l fixați pe gâtul sticlei, așa. Partea asta altă faceți la fel, iarăși un laț. Da? Treceți și acest laț peste polistiren ca să se fixeze pe gâtul sticlei. Întindeți bine firul și încercați să echilibrați aceste două brațe ca să nu stea strâmb așa. Deci vă orientați cumva. După ce ați prins un punct așa de mijloc, mai faceți încă o buclă mică la capătul firului aici. Strângeți bine. Luați o agrafă cu vârtej destul de solidă. Treceți bucla prin ochetul vârtejului. Treceți tot ansamblul ăsta prin bucla de nylon. Aranjați un pic firul. Așa. Și în momentul ăsta aveți o catapultă numai bună de folosit. Cam asta e. Vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați!